Casa Mireasa, fiecare concurent are alocat un buget de 150 de lei pe săptămână. Oameni buni, sunt 10, 20, 40 de lei. Este opțiunea lor dacă doresc să-și administreze individual sau la comun produsele. Ne-au adus mai multe decât am cerut. Frate, frate, dar brânza este pe banii. Bă, iară luat de 160 de lei de astea, jur, nu le sparg. Iară s-o luat de 160 de lei de astea. Ce? Sunt 3. Cumpărăturile casei nasc discuții aprinse. Am putea spune că este un război de forma mâncare contra vicii cu Andra în prim plan. N-ai niciun Andra, Andra. Cât costă astea? Sunt 3. Așa și? Și cât costă astea? Și ce contează cât costă? Dă-mi-le. Dar nu, câte, nu câte ai cerut? Câte ai pus pe listă? Să-mi faci așa ceva. A zis că e 20 de lei. Da, nu, dar sunt ale mele. I-a scris două, n-ai scris două acolo? 20, ce-s 3? E scrisul tău. Ce ce-s 3 atunci? Nu am scris 3, tu ai scris, tu ți-ai scris singură? Da, două bucăți. Țigările. Da. Două okay. Bucăți. De fiecare dată așa a fost. Deci nu doar că eu sunt șef săptămâna asta. Au fost și în trecut tot aceleași vorbe, tot aceleași. Când au venit cumpărături a fost dezastru. Dacă ala lui 3 depășesc 60 de lei, alu Andra, le dăm toate înapoi. Ne certăm deoarece nu se cade la un consens. Nimeni nu lasă de la el și cei care vor ceva, vor și mai mult. Ia-ți înainte, dacă vrea să-și cumpere țigări normale și cumpără țigări normale, dacă nu, facă ce vrea. Gândește-o că am dreptate, nu fă pe prostul cu mine. Și mă și râde. Oricum, Andra are un vot, că-i cu Armandu, că din partea mea are un vot, oricum. Și eu îi dau vot. Mie ce mi-e rușine, mi-e rușine de voi. Care nu sunteți fumători. Bă, nu e. Eu n-am treabă. Eu cu oameni ca tine sau așa care înțeleg și sunt rezonabili, exact. Tot respectul, n-am nicio treabă. Eu am treabă cu singura persoană, practic, acum, cu Andra. Că o arde foarte golănește și nu e loc. Absolut pentru nimicuri. Încep certurile și tot așa. Oricum, înțelegere nu o să fie niciodată în casă aici. Zi-mi tu cum se vândarea. La păi pachet, că știi? Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Păi la pachet e 28 de lei. Da, la pachet. Da. Așa. Și la pachet sunt două. Așa. Păi da, dar... Și? Un pachet este 28 de lei, nu o bucată. Da, de săptămâna care vine pe altă, fac și-mi iau bugetul chiar 150 de lei separat. Și-mi iau ce vreau, frate. Până la urmă, de ce mi-ar conveni ca eu să pun 150 în fiecare lună și cer odată ceva să nu mi se dea? Prima oară la 200 de lei, a doua oară de 160 de lei, despre ce vorbim? Nu e adevărat, când a la de 160 de lei? Mă, nu mai vorbi prostul cu una de 160 de lei, că am avut lista în față, mă, că-ți aduc ilită. Și a doua? Vrei să mă provoci? În a doua vezi că nu știi cu cine nu să mai faci vorba. Așa. Nu fac așa. Gândește că în prima săptămână când mi-am luat ălea, a doua săptămână a mai venit un singur pachet, deci cumva s-a echilibrat, da? Și Lica a fost atacat și pus la zid pentru prea multe ciocolate cumpărate. Tu prin, da. A luat 10 ciocolăți, vrei să ne arăți că dar nu avem? Luat eu, mă, nu că noi nu avem din cauza lor, dar ce mă trebuie să faci? N-am luat eu, maică mea, a văzut ce a zis, l-a întrebat pe un băie, nu, da, ai comandat 10 ani. Bă, frate, nu mai da vina pe mama ta, pentru că tu te poți duce la ea să spui, mamă. Eu le-am adus de sus. Nu e bine. Eu le-am adus de sus. După ce am făcut scandal. Mă frecași tu la creat, o fac scandal, mă freci la cap. Tu ai doar 60 de lei, am 120 de lei, mă frec la cap și tu. Și mie nu mi-a venit nimic. Ei, să fii sănătoasă, care e problema? Nici papuci, mie mi-a venit fond de atent, o mă freci la cap și tu. Niciodată nu ne înțelegem la cumpărături și cred că ar trebui să învățăm să împărțim. Așa ceva, nici în junglă nu mi-e mai. Mă obosește foarte mult chestia asta. Cine mi se pune în cap, știi? Cine mă critică pe mine? Oameni care se ceartă pentru o hârtie? Dacă stau să adun câtă școală am, dă vârsta fetelor care mă critică. Și cine mă critică? Oameni care se ceartă pe țigări și pe un metru de hârtie igienică? Să fim serioși. Uite, ce ți-am spus? 3, nu? 84, mă, de simplu, ți-am spus. 3 bucăți, 84. Păi vezi? Lipsă. Ia, aici ce scrie? Nu, asta e ce-am făcut noi. Hai. Păi nu, ce-am făcut noi, ce-a scris ea? Că asta contează. Mentol, berry, mint. Îs 3. Ce e așa greu? Da. Dar nu e prima oară când faci așa, Armando. Dacă ar fi prima oară, da. Vin, dar alături de ea trebuie să-i spui, frate, nu-i corect ce faci. Eu i-am spus, dar mi-a spus că a scris două bucăți și pe urmă a zis Florin că să fie mai concret, să se știe sigur, să scrie unu ori. Clar că nu te înțeleg de ce spieri la mine și spui de ce nu ar trebui să știu ce persoană lângă mine. Pentru că ai văzut clar cum a făcut, de ce să iei apărarea? Dar nu i-am luat apărarea. Adică eu m-am certat cu Ciprian pentru ea și cu toată lumea i-am luat apărarea și acum să fac așa? Explică-mi tu mie, că mi-a zis să-i dau ei telefonul lângă mie să-și scrie țigările. De ce scrie mentol, berry și mint? Nu există un respect față de colectiv, din punctul meu de vedere. Când ajung produsele, fiecare își ia
ce are nevoie și fuge. Adică nu ne înțelegem unul pe altul până la urmă. Armando, data trecută au trecut 10 mâncațe și de 800 de lei ar fi cumpărat, înțelegi? Nu. Și am spus de ce. Și ea râdea și nu zicea nimic și îmi râdea în față. Mă lași cu vrăjeala asta, frate. Pentru mine e zero barată, zic sincer. Persoane de genul, eu nu vreau un priaj. Simplu.